Bună! Bine ați revenit pe canalul meu. M-am gândit să fac din nou un clip și acesta va fi un haul cu produse de la Avon. Sunt produse pe care le-am comandat și mi-au venit. Le-am în această punguliță. Scuzați zgomotul și o să le iau într-o ordine total random. O să încep cu acel gel de duș din gama Sensis, cu papaya și piersici. Miroase foarte bine, foarte fructat. Are 500 de mililitri și îmi place foarte mult. În seara asta o să-l încerc. Apoi, pentru el am luat acest gel de duș energizant cu extract de eucalipt. Miroase extraordinar de tare. Am eucalipt, așa, fresh, mentol, așa, îmi place foarte mult. Sper să-i placă și lui cum miroase. Apoi am două rimeluri. Acesta, Big Fuzz Lash. Nuanța sa este Black is Black. Așa arată el. Nu o să-l desfac pentru că mai am destule rimeluri desfăcute și nu vreau să se usuce. Și pe acesta super extended, nuanța sa este la fel, Black is Black. Sper să-mi placă, abia aștept să le desfac, dar să mai termin ce am. Apoi am un fond de ten, o pudră și un corector, toate din gama Color Trend. Mie îmi place această gamă. Fondul de ten arată așa, nuanța sa este Nair Nude. Este potrivit pentru tenul meu, are SPF 15 și eu sunt foarte mulțumită. L-am recumpărat, sunt la al doilea tubuleț. Apoi pudra Color Trend, nuanța sa este translucent. Așa arată ea. Vine cu un burețel. Și această nuanță mi se potrivește și sunt mulțumită de ea, am mai avut-o. Apoi, corectorul este în nuanța Light, Correcting Concealer. Este o nuanță potrivită pentru mine. E ok, l-am mai avut. Apoi, ca și produs pentru coșul, îl am pe acesta. Este un produs pe care îl aplici local, direct pe coș. Îl lasă să acționeze, după care îți aplici crema normal hidratant, are 15 ml. Pot să spun că îmi place foarte mult, are 2% acid salicilic în compoziție. L-am folosit deja de câteva ori și îmi place, chiar usucă, chiar și face treabă, e super ok. Un preț accesibil, vi-l recomand. Și ultimul produs este acest parfum, mă rog, spray parfumat de la Avon Look. Are un ambalaj foarte drăguț cu această fundiță. Vine în cantitate de 75 de mililitri. Are o persistență foarte mare, în jur de 6-7 ore. Așa arată el. Miroase, cred că are în compoziție vanilie. Eu ador vanilia în orice, în prăjituri, în cosmetice, în absolut orice. Îmi place vanilia. Și acesta are vanilie sigur. O simt. Îmi place foarte mult, l-am folosit o singură dată, l-am pulverizat pe încheietura mâinii să văd cum miroase și chiar îmi place, sper să fie bun. Și da, cam acestea au fost produsele. Am avut foarte multe, dar eu sunt încântată de ele. O să revin cu păreri despre ele. Ne vedem la următorul clip. Vă aștept cu like, subscribe și întrebări. Dacă vreți să știți ceva despre mine, vă aștept mai jos în bara cu comentarii. V-am pupat, ne revedem la următorul clip. Pa, pa!